De obicei, în loc să se refere la lucruri cu adevărat importante pentru municipiul Chișinău, primarul vorbește despre culoarea gheretelor, tarabelor, uitând că, nemijlocit, aceste gherete și tarabe n-ar trebui să mai fie amplasate, că numai pe primărie nu mai există astăzi gheretă și tarabă. Acum, colegii mei vin din parc, ieri au fost pe câteva străzi în acest sens Ismail și multe altele, unde zilnic sunt amplasate gherete, tarabe și tot așa mai departe. Orașul fazelilor, cum mi se spune astăzi.